Nu fi tristă! Ne întoarcem curând, dragă! Nu vă faceți griji! Sunt sigură că ne vom distra! Ce s-a întâmplat? Ești supărată? Ce-i asta? Astăzi vom face totul cum vreau eu! Yay! Gustările mele! O să le iau pe toate! Ce tot faci? Mănânc! Vino aici! Ușor, dar dacă ta are o idee! O să fac o tavă specială de servire. Oricărui copil i-ar plăcea așa ceva. Locul cel mai important este cel pentru farfurie. Apoi vom desena o furculiță, o lingură și o cană. Niște scoci va fixa tava de masă. Acum nu o să se mai miște. Mâncarea este gata. Terciul este primul. Apoi sucul. Iar aici sunt ustensilele. Poftă bună! Iac! Scârbos! Nu o să mănânc asta! Nu! Nu te juca cu mâncare! Scârbos! Tu ai început! Trebuie să-mi vină o idee repede! Dar fac un duș mai întâi! Toți copiii iubesc dulciurile! De ce nu le-am face sănătoase? Aha! Prețioasa mea carte secretă! Hai să vedem! Trucul semnătura al familiei mele! O să-i câștig încrederea acestui mic monstruleț! Întâi vom înlocui bomboana cu un strugure. Acum nu le mai deosebești. O să păstrez bomboanele pentru mine. Delicios! Acum hai să tăiem un măr. Știu un truc cool de ninja. Priviți și învățați! Ambalajul de cartofi prăjiți e esențial. Stoarcem niște gem de căpșune. Seamănă cu ketchup-ul, nu? Ok, ai câștigat! Poți să-ți iei dulciurile mult iubite! Pare ceva ciudat! Dar o să încerc! Wow, ce delicios! Și bomboanele astea? Sunt cele mai bune! Am fost destinată să fiu dădacă! Mersi, m-am săturat! Merg să mă joc în camera mea! Wow, ce politicoasă e! Stai așa, ceva nu e în regulă! O să aflu ce pune la cale! Știu un mic secret! Rezerva mea de cremă de ciocolată! Delicios! Aha, te-am prins! Nu mânca ciocolată așa! O să-ți fac un dozator cool! Torn cremă de ciocolată în recipient! Acum închizi bine și e gata! Aș putea să-l mănânc singură pe tot! Bine, hai să vedem cum funcționează! Grozav! Poftim, dulceață! Îi adoră! Nu! Trebuie să faci o baie! Nici gând! Am spus nu! Bine, dar ce-ar fi dacă m-aș îmbrăca așa? Am spus nu! Nu o să mă convingi! Ups, te dacă în pericol! Să mă ajute cineva! Hai să facem o bombă magică pentru baie folosind niște bicarbonat de sodiu și niște vopsea colorată, niște uleiuri esențiale. Acum amestecăm bine totul. Miroase uimitor! Știam că asta o să-mi fie de folos într-o zi. Umplem ambele jumătăți ale sferei de plastic și le lăsăm să se întărească. Baie cu spumă! Uite așa! Uite ce am eu! Îți place? Stai! Dodacă, închide ochii! Am o surpriză pentru tine! Uite! Iac! Scârbos! Ce-i asta? Iac! Nu-ți place surpriza mea? Ești bună, glumeață, dar am și eu trucurile mele! Ok, ar putea fi interesant! Wow, chiar arată cool! Acum păpușa ta preferată poate avea un adevărat tratament spa! Usuc-o cu prosopul! Mult mai bine!
Cu tine cum rămâne? În sfârșit! Toată lumea e curată și fericită! O, frate, am uitat să-ți speriem dinții! Uite speriuța! Haide! Nici gând! Wow! Un nou dans de pe TikTok! Hei, lasă-mă să văd! Oh, wow! Ce cool e! Vreau să fac și eu! Hai să-ți creăm propriul dans pentru spălat pe dinți! Ești gata? Acum scutură și mișcă! Să danseze toată lumea! Spălați-vă pe dinți de două ori pe zi, oameni buni! Aha, aha! Ah, e așa bine afară! Uite! Vreau balonul ăla! Te-am prins! Yay! O să ne jucăm împreună toată ziua! Iubesc balonul meu galben! Yay! L-am pierdut! Oh, nu! Dar dacă adu-l înapoi! Oh, nu sunt supărată! Hai să găsim un alt joc! Putem transforma cu ușurință un balon obișnuit într-o rochie uimitoare pentru păpușă! Întâi, tăiem partea de sus și cea de jos, iar asta este păpușa noastră model! Hai să o îmbrăcăm! Wow! Se potrivește! Cum ți se pare noua rochie a păpușii tale? E așa frumoasă! O să mă laud cu ea pe Instagram! Oh, micuța blogăriță! De ce nu am urmăritori? Am o idee! Tot ce trebuie să facem e să punem un abzibild colorat pe camera telefonului. Acum uită-te aici și zâmbește! Pozează! Și pozează! Arăți uimitor! Yay! Ce de like-uri! Vezi? Nu trebuie să fii supărată! Sunt așa obosită! Se face târziu! Hai să mergem în pat! Laptele cald o să te ajute să dormi bine! Iac! Lapte! Nu-mi place! Nu vreau să dorm! Ce zici de o poveste bună? A fost odată ca niciodată! Hei, m-am plictisit! Oh, știu! Putem face un super proiector din doar câteva lucruri! Trebuie doar să ne asigurăm că totul e bine prins! Acum hai să desenăm o imagine drăguță deasupra foliei cu marcăre colorate! Deci, vrei să vezi asta? Nu sunt sigură ce e, dar bine! Iluminează cu lanterna și vei vedea magia! Wow! Ce cool! În sfârșit doarme! Mai bine plec! Ups! Fiu! A fost pe aproape! Ne vedem data următoare!